Bă, mincinoșilor! Mănâncă o gogonea. Haideți cu noi! Let's play! Fantastic! Da-i-o ziua mea, ai rămas o carte frumoasă de baioane și o să ies pe aici cu țintele. Haideți cu noi! Să vă testat cu noi și să vedem cine câștigă sau nu. Ia cu noi apoi cotăie, avem pofocăi. Și ia cu noi o feită deschis, avem peni. Asta e masterea ziua mea. Trebuie să-ți spargem. Cine sunt concurenții tăi? Eu, Eda și tati. Pentru challenge-ul care urmează, avem și câteva reguli. Cei care vor sparge culorile roșu, galben și albastru vor primi premii și toate celelalte baloane sparte vor aduce cu ele provocări. Deci va trebui să luăm bilețele din bolul cu provocări. Fiecare trebuie să spargă culoarea pe care și-a ales-o. Eu mi-am ales galben. Eu mi-am ales albastru. Și eu mi-am ales roșu. Bineînțeles, fiecare a ales o culoare care aduce premii. Acum, dacă ratăm culoarea respectivă, e clar că vom avea provocări. Să înceapă jocul, să înceapă provocarea. Nu uitați să rămâneți alături de noi. Apăsați un buton de... Un buton de iai și să apăsați pe copoței și o distribuie. Și o abonare, dacă n-ați făcut-o încă. Da, și o abonare. Tu poți să fii următorul nostru abonat. Și acum bag mâna? Da, bagă mâna și ia-și ceva. Eu trebuie să nimeresc roșu. Bun, puteți și tu aici. Ai spart și verde. Și albastru și verde, deci... Ui, ai un dulce. Și o provocare. Eugenia! Eugenia verde. Și pentru că am spart și un balon verde, am și o provocare. Chiar mie mi-a picat asta. Ce ai primit? Mănâncă o gogonea. Trebuie să mănânc o gogonea. Dar asta e mult mai acceptabilă decât usturoiul. Stai acolo să o văd și voi. Asta e bună? După usturoi, cum se simte? Ai mănâncă ochite! Cineva care te iubește mult. Să ți-o plătesc eu. Bravo! Super! Sparge-o și pe ăla acum. Hai repede, cu îndrăzneală. Hai, repede. Ia e două. Da, hai, bagă mâna. Nu te uita. Una. Și încă una. Hai. Bumbunică. Stai nemișcat un minut. Dacă te miști, nici numai ok, Boese, nu râzi, nu nimic. Ai pierdut, faci 5 genoflexiuni. Ia să o ajutăm noi un pic. Teodor s-a decis să o ajute pe Eka? Hai să-i ajutăm. Dar nici n-am atins-o.
Vine capra pe perete și te prinde de ureche. De năsuc. Ce rău de frede. Încă 10 secunde. Ai spart verde. Ai. Bea două pahare de apă și apoi sari de 5 ori. Minunat. Tati, primul pahar. Hai să vedem, rezistă? Simți? Acum trebuie să sari. N-ai băut pe tot. Ia să vedem. Proba paharului. Da să vedem. Ăsta? E gol? E... Mai are câteva picături. Hey, e ok. Come on! You can do it! Îl hidratăm pe tati. Așa-i? Da! Acum! Și acum de trebuie să sari. În sfârșit! Dar sari zdravă. Hai să vedem. Sar ca o felină. 1, 2, 3. Super! Albastru? Nu. Mop. Aaa, provocare! Sar ca o minge și strigă cucurigu. Cucurigu! Cucurigu! Ce-am spart? Roșu. Roșu ai spart. Wow! Wow! Păi ce? Mă voi? Aruncă cu zarul și te oprești când dai 6. Aici. Wow! Ok, tai! Mănâncă o lingură de propolis cu miere. Oh, numai bine. Oh, miere cu propolis. Mm. Hai că e gustoasă. Face bine la imunitate. Bine. Hai să vedem acum. Hai să vedem. Bravo! Cum e? A? Uite la mine. E bun, așa-i? Da. Păi cum, nu că face bine? Nu-i bună? Bine, roșu! Wow! Tot Haribo, preferatele da. Tale. Foarte bine! Numai pastu! Numai pastu! Tu o cauți cu rumă. Perfect, roșu. Eu sunt și fărcoza lui. Și o pedeapsă. Da. Wow. Hai să vedem acum pedeapsa. Trebuie să și o pedeapsă. Alege cu ochii închiși. Acum provocarea Ecaterinei. Trebuie să aleagă cu ochii închiși. Simplu. Amestecăm, ochi închiși, ochi închiși. Alegi, ce ai ales prima, aia rămâne. Hai, a pune mâna pe una. Gata? Aici? Da. E sigură? Nu, spune ce e, ghicește ce e, mișcă. Nu, poate vrea să schimbe. Nu, vrei să schimbi? Nu. Nu guși, nu nimic, spune ce e, doar așa după părerea ta. Iaurt? Iac. Nu știu, ceva scârboț. Vrei să schimbi, Beca? Nu pui în gură, Beca, n-ai vrei voie. Vrei să schimbi? Schimbi? Da. Bun. Schimbă tu. Cealaltă. Hai, pune mâna acolo. Acolo, gata, ai nimerit. Acum ai voie, pentru că e a doua oară, ai voie să pui în gură.
Acum bagă în gură ca ai vrut să schimbi. O, nu pot, nu pot mânca. Bagă. Uite, spală și îți dăm budinca. Nu, mănâncă muștarul prima dată, că și-a mâncat usturoiul. Păi unde ai aruncat? În cu totul altă parte. Mănâncă tre. Ce? Ce? Cu pâine, nu? Ce? Trei căței de usturoi. Nu, goi. Goi? Goi, goi. Dezbrăcați. Mănâncă trei căței de usturoi. Nu pot. Trebuie. Te imunizezi. Dați un mare like pentru tati să reușească să mănânce căței de usturoi. Susține-ți-l. Susține-ți-l. Ah, ce șmecherie. Da, bagă în gură. Deschide gura. Nu poți să mănânc goi. Trebuie. Hai. Mănâncă! Mănâncă mai repede! Da, acceptat, acceptat. Trebuia mai întâi să mănânci usturoaie și după aia apa. Apă, apă! Nu-ți apă! Ai, spar mou! Și ție ți-a picat? Aruncă cu zarul și te oprești când dai 6. Deci la amândoi v-a picat? O provocare comună? Comună pentru amândoi este să dăm cu zarul până când dăm numărul 6, cifra 6. Hai! 5. Hai, încă una, încă un punct mai trebuie. 6! Ai reușit! 6. Super! Și provocare, și premiu! Wow, reu! 24 de ore fără... Zi încă o dată, ce ți-am zis? Ce ți-am ridicat? 24 de ore fără telefon. Acum mai eu. Eu sunt. După e ca, după e ca, e tati. Galben! Perfect, ai reușit. Bravo. Hai, repede. Gata, scoate mâna. Pun mânele. Perfect, Teca. Wow, Eugenia. Perfect, ai reușit. Dai, mami. Bravo, Frederic. Mami. Ce-ai găsit acolo? Un rom. Hai, unu, toți trei odată. Unu, doi, trei și... Unu, doi, trei și... Asta e. Pe locuri, fiți gata, start. Amândoi am nimerit, cred că același balon, să vedem la reluare, ca la fotbal, ca la VAR. Care țin de-a dispre balon, la reluare, vedem. Ia zi, Teodor, ce părere ai, cum arată aici? Ia uite. Gol. Gol. Gol, așa-i Frederic? Da. Ia uite.